Ionuț Oprea! Avem așadar o luptă a lupilor tineri din Cușcă. Doi băieți de 18 ani își face intrarea în Cușcă de aici de la Mamaia. Ionuț Tancul Oprea, un luptător din Craiova, de la clubul Power Gym. Un luptător tânăr, l-am văzut și pe el luptând într-o gală Fight Night. A câștigat destul de repede. Va da piept în această seară cu un alt sportiv tânăr, Alex Gavrilă. E un sport la început în România, acest MMA, cel puțin aceste gale organizate în mod constant. Au mai fost evenimente de arte marțiale mixte organizate în România în trecut, însă iată că Fight Night reușește să aibă o continuitate. Și sunt doi sportivi de tineri. Să vedem cât de departe vor ajunge cei doi, cât de dedicați sunt acestui sport, pentru că în MMA trebuie să te antrenezi câțiva ani de zile pentru a ajunge la un nivel foarte ridicat. Este un sport complex în care ai nevoie și de lupte la sol și de lupte libere pentru a-ți duce adversarul la sol. Ai nevoie și de striking, fie că e vorba de kickbox, Muay Thai, box sau alte sisteme specializate exclusiv în striking. Are un backup bun Oprea. A practicat karatele, jiu-jitsu, kickboxing. A jucat și fotbal. Mai avem sportivi care au făcut tranziția de la fotbal la arte marțiale mixte. George Păcurariu este un exemplu perfect. A făcut fotbal în tinerețe, iar acum a ajuns să fie unul dintre cei mai bine cotați luptători români de arte marțiale mixte din lume. Chiar a câștigat în urmă cu o săptămână un meci în Statele Unite ale Americii la o categorie mai mică de greutate. Și tot așa, înainte de limita a câștigat, luptă de câțiva ani în Statele Unite ale Americii și este foarte aproape de a semna cu UFC-ul. Dacă ar ajunge acolo, ar fi primul român care ajunge în cea mai mare promoție de arte marțiale mixte din lume. În această gală vom vedea și un luptător care încă practică fotbalul. Este vorba de Radu Răzvan. Vom discuta mai multe despre atunci când va urma să lupte. Este fotbalist în Liga a 4-a la Petrolul Țiclei. Deci nu e chiar la profesioniști. La Liga a 3-a ajunge și mai departe. Este practicat. E greu să faci două sporturi la nivel profesionist, indiferent de ce sport este vorba. Poate fi și tenis de masă și volei, nu poți să le faci la nivel de performanță, pentru că trebuie să te dedici, să ai multe antrenamente, să ai perioade de refaceri după competiții. Asta spunea și Oprea, acel pe care l-am văzut mai devreme intrând în ring, că în acest moment este focusat doar pe sporturile de contact, nici măcar în timpul liber nu vrea să facă altceva. Își face intrarea în Cușcă acum adversarului Oprea, este vorba de Alex Gavrilă. O declarație frumoasă din partea lui Gavrilă. Nu are un idol celebru în Cușca de bătaie. Idolul său este omul care îl antrenează și de la care învață. Este vorba de antrenorul Tudor Moga. Da, Tudor, tocmai ce îl vedem în imagine, este cel în tricou negru. Tudor, tocmai ce a fost promovat la centura neagră în jiu-jitsu brazilian, este al doilea sportiv ce s-a antrenat în România și care ajunge la acest nivel după Tudor Mihăiță de la Absoluto București. Iată-l și pe Tudor Moga ajungând la acest nivel. Sigur, mai sunt români cu centură neagră care activează în țară sau în străinătate, însă cei doi s-au antrenat exclusiv sau în marea majoritate a timpului în România. Sunt un produs al școlii de jiu-jitsu brazilian din România.
Alex Gavrilă, un sportiv din Brașov, specializat pe kickbox și jiu-jitsu brazilian. 18 ani, 84 de kg, 1,78 m. Foarte explozivi ambii sportivi din această seară. Sigur, sunt și tineri, au calități fizice, sunt foarte bine pregătiți. Cu 7 cm mai înalt adversarul său din Craiova, Ionuț Tancul Oprea. Am văzut... În colțul roșu, Alex Gavrilă! Am văzut două lupte cu final rapid, să vedem cum se va desfășura și această luptă. Cred că se va termina la fel de rapid, pentru că ambii sportivi sunt foarte agresivi. Este o caracteristică ce trebuie să fie neapărat în arsenalul unui sportiv de MMA. E cam greu să câștigi atunci când ești defensiv. Sunt puțini sportivi la nivel mondial care reușesc să câștige datorită unei defensive excelente. Unul dintre ele este Lyoto Machida, este foarte cunoscut practicant de karate, la fel cum a fost și Ionuț Oprea. Short albastru pentru Ionuț Oprea, Gavrilă cu short negru cu alb, conectează deja o stângă Oprea. Din nou lovituri bune pentru acesta, un mid kick la ficat, se aruncă Gavrilă în clinch. Cearcă o piedică, îl duce la sol pe adversarul său, este în demi-garden, să a încercat să recupereze garda acolo Oprea. Este în demi-garda acum Gavrilă, adversarul său are o priză pe cap, însă nu este pericol de a fi prins în ghilotină. Antrenorul său, Tudor Moga, îi spune să-l lase să strângă acolo, pentru că îi vor obosi brațele, și așa este atunci când strângi într-o finalizare care nu îl face pe adversar să bată. Riști foarte mult, stai practic contractat cu tot corpul timp de câteva zeci de secunde și pierzi foarte multă energie. Alex Gavrilă trece în control deasupra, acum o poziție dominantă, trimite multe lovituri, Oprea încearcă să facă podul și să iasă de acolo, însă nu se apără, dă din brațe în continuare, are fața spartă deja după atâtea lovituri, își ține adversarul aproape, încearcă să facă podul pentru a-i rupe postura, să-l împiedice să lovească. Au fost însă până acum peste 20 de lovituri în plin încasate de Oprea. Gavrilă continuă să lovească din acea poziție. Se apără cât de cât acum, încearcă să se întoarcă acolo Alex Oprea, însă va fi aproape imposibil să-l întoarcă doar din brațe. Trebuie să-i prindă și brațele să facă podul pentru a ieși din acea poziție. Este foarte greu să ieși de acolo ținându-l de șold. Alex ar trebui să se odihnească puțin și apoi să lovească mai precis, pentru că a trimis foarte multe lovituri, multe dintre ele destul de ușoare. Trebuie să-ți alegi bine loviturile în această poziție, altfel risc să obosești și tu și adversarul să nu fie finalizat. Iată un strigăt pentru Oprea. Da, îi se strigă lui Oprea să se apropie cu picioarele de... A făcut o greșeală aici, a făcut o greșeală aici Gavrilă, pentru că adversarul a încercat să-i blocheze un braț adversarului, însă i-a permis acestuia să-l ridice cu acea mână și să iasă din control deasupra. Iată că a pierdut poziția și cei doi ajung din nou în picioare. Din nou a fost dus la podea Oprea. Se ridică cei doi, încearcă o ghilotină acum Alex Gavrilă, să vedem dacă reușește să strângă tare acolo. Da, este finalizare în prima rundă. Ghilotină pentru Alex Gavrilă. Sportivul din Brașov reușește să câștige în prima rundă după ce și-a dominat copios adversarul. Fair play între cei doi sportivi. Gavrilă vrea să plece deja la vestiar. Arbitrul trebuie să arate și decizia. Fair play între cei doi sportivi de doar 18 ani. Au timp să crească. Iată ce bine i-a prins și brațul cu piciorul pentru a-l împiedica să se apere. Oprea n-a avut ce să facă și a bătut. Gavrilă s-a cam ridicat acolo peste Oprea. Dar victorie impersonantă pentru Alex Gavrilă. La doar 18 ani, a doua rundă consecutivă în care câștigă în prima repriză.